Și plus la asta, un lucru am observat care nu-l arătăm, este o mare diferență, extrem de mare diferență, între orașe și sate din Republica Moldova. Dacă puteți să observați că chiar putem, posibil că vom prezenta în cel de-a patrulea sondaj, mulți respondenți cunosc candidatul, nu cunosc partidul. Cunosc partidul, nu cunosc candidatul. Nu e uimitor faptul, chiar a fost publicat undeva în presă, că unii cetățeni chiar consideră că Maia Sandu e bărbat. Iacă care este...